Vechea școală din Costești va intra în curând într-o reabilitare totală, deoarece va căpăta o nouă destinație. Printr-un proiect cu fonduri europene, primăria din Costești va transforma vechea clădire într-un modern așezământ pentru bătrâni. Este vorba de un cămin pentru persoane vârstnice, compusă din două corpuri, parter și nivel. La parter vor fi amenajate farmacie, sală de așteptare, sală de consultații, vor fi bucătărie, iar la etaj va fi dormitoarele pentru persoane vârstnice. Noul așezământ pentru persoane vârstnice se va numi Sfinții Constantin și Elena și va putea adăposti 42 de persoane adulte cu afecțiuni cronice asistate. Vor fi 42 de paturi, dintre care 18 bărbați și 24 de femei, din care 5 romi. Vom avea și romi la nivel de cămin de bătrâni. De îngrijirea persoanelor instituționalizate se vor ocupa 30 de persoane specializate pe diverse servicii. Așezământul va fi dotat cu cabinet medical, infirmierie, farmacie și săl pentru tratamente diverse. Proiectul își propune reabilitare, modernizare, echiparea clădirii, amenajarea spațiilor și dotarea pentru servicii de specialitate pentru persoane vârstnice, de la îngrijire până la recuperarea acestor persoane adulte. În afara tratamentelor medicale recomandate de medic, persoanele cazate vor beneficia și de kinetoterapie, fizio și hidromasaj. În plus, își vor putea petrece timpul în mod plăcut într-un club special amenajat. Clădirea căminului va fi dotată cu un ascensor și rampe pentru persoanele cu dizabilități, dar și cu un spațiu special pentru primirea vizitatorilor. În curând va începe licitația pentru desemnarea constructorului și se speră ca după 15 septembrie să demareze lucrările. Așezământul va fi predat la cheie pe 13 decembrie 2015.